nativii RAC și cei care sunt cu ascendentul în RAC. Săptămâna 20 mai, 26 mai, va aduce o lună plină în săgetător, în data de 23 mai, pe casa a șasea, pe casa muncii, pe casa sănătății, pe casa rutinei. Dumneavoastră veți culege roadele la locul muncii. Poate că veți fi recunoscuți, poate veți fi premiați, poate veți finaliza câteva proiecte sau, eu știu, poate veți fi dezamăgiți, poate veți dori să vă găsiți un nou loc de muncă, poate că șeful v-a dezamăgit sau colegii nu sunt cei pe care îi doriți. Și această lună plină în săgetător o să vă determine să trageți o concluzie și să vă dați seama ce veți face mai departe. Pe 20 mai, soarele intră în gemeni, intră pe teritoriul casei a 12-a. O să cam visați în această săptămână și o să conștientizați anumite traume, anumite lucruri care v-au adus depresii și v-au adus anxietăți. Eu știu, poate că în această săptămână veți descoperi cauza acestei neliniști psihice care vă deranjează, nu vă lasă să vă odihniți foarte bine. Planeta Venus, în data de 23 mai, intră și ea pe teritoriul gemenilor, tot aici pe casa 12-a, și este așa un iz de relație secretă, să știți. Venus este planeta iubirii, este planeta plăcerilor și ea, când se află pe casa 12-a, aduce iubiri ascunse sau sunteți căsătorit și vă apare în viață o fostă iubire, ceva ce nu ați uitat și iată cum începe o iubire ascunsă. Este o săptămână în care o să fiți tentați și o săptămână în care veți lua niște hotărâri în funcție de cum v-ați simți această lună plină în săgetător și de cum sunteți dumneavoastră fericiți în propriile relații.